De două săptămâni în Cătunul Momaia din Comuna Ticven, copiii se tot îmbolnăvesc de hepatită. Primarul Dorus Letineanu spune că în localitate s-au luat toate măsurile necesare stopării extinderii focarului. Câte cazuri de hepatită sunt acum la Ticven? Spre ghinionul nostru, numărul cazurilor depășește 20. Am înțeles că 18 copii mai sunt încă internați. Consider că s-au luat măsurile de prevenire și de stopare a extinderii bolii. Primarul, angajații primăriei, profesorii și medicii de familie au luat la pas tot cătunul Momaia ca să le spună sătenilor ce trebuie să facă și ce nu. Am mers din casă în casă, li s-a dat barcloros, a dat cloramină. Am făcut educație cu oamenii, le-am explicat că este bine uh, să-și dezinfecteze în jurul toaletelor, mă rog, să folosească cât mai multă apă, să se spere, să dezinfecteze. Școala nu s-a închis după izbucnirea focarului de hepatita. Autoritățile sunt însă liniștite și spun că și-au făcut treaba. Copiii la școală de trei ori pe zi sunt spălați pe mâini, ordonat, li se dă laptele și cornul după ce s-au spălat pe mâini și s-au și -au dezinfectat mâinile cu dezinfectant. Cătunul Momaia este unul dintre cele mai sărace comunități din apropierea municipiului Curta de Argeș. Deși se află la aproximativ 20 de km de oraș, cele peste 500 de familii de ruda trăiesc într-un mediu altfel față de restul oamenilor din Comuna Ticveni. Cătunul Momaia este oarecum izolat de restul populației, fiind situat pe un deal din Comuna Ticven, la o distanță de aproape un kilometru de șoseaua care face legătura între Curta de Argeș și Râmnicu Vâlcea.